Dragii mei peștișori, bine v-am regăsit pe Auroscop. Ca de fiecare dată spun că îmi pare enorm de rău că nu reușesc să postez toate etalările pentru lunile respective, pentru că mă epuizează foarte tare și bineînțeles că voi nu sunteți în coada zodiacului. Doar că așa se nimerește. Probabil că o să fac și eu ca Neti Sandu. Chiar la un moment dat era ideea de a lua fiecare sau analiza fiecare zodie în funcție de momentul în care ne aflăm. Știți? Adică, mă rog, suntem în august, conform lunii august, avem o lună. Conform lunii, mă rog, perioada aceea în care se schimbă zodiile, avem următoarea zodie. Și atunci, cred că așa am să fac de data viitoare, pentru că nici mie nu îmi convine să nu îmi aud zodia în aceeași zi în care postez celelalte zodii. Deci, o să fac așa. De data viitoare, promit că o să fac așa, ca să fie toată lumea îndreptățită. Dar știți că vă iubesc și știți că aveți un loc aparte în inima mea. Dragii mei, acestea fiind zise, cu scuzele de rigoare, vreau să vă spun că astăzi o să vorbim despre luna august și o să încerc să vă ofer cât mai multe informații, la ce trebuie să fiți atenți, la ce nu, cine vine în viața dumneavoastră, ce apare, noutăți. Energia generală a acestei luni, un răspuns aproape personalizat la o situație cu care vă confruntați. Avem și mesaje surpriză, avem și mesaje călăuzitoare, avem și planul iubirii despre care o să vorbim probabil mai mult decât celelalte, intimitate pe aici pe acolo și sănătate la fel, din punct de vedere energetic. Eu am cules câteva mesaje surpriză pe care le-am introdus în câteva pliculețe cu inimioară. Am desenat așa și eu și fiica mea a decupat și eu am desenat, dar numai că eu le-am desenat dandoasele. Am introdus aceste mesaje surpriză în pliculețe și atunci am să fac așa, am să le amestec și am să extrag unul din pliculețe și o să vedem ce mesaje aveți voi pentru luna 2, pentru luna august. Avem așa două inimioare, inimioara mov, inimioara albastră și avem așa, pentru pliculețul cu inima albastră, job nou, oferte, propune, carieră. Mesaj, telefon, e-mail, întâlnire. O dată de 28, destul de importantă pentru voi, mutare dintr-un loc în altul, distanță, relație la distanță. Vei vedea în curând rezultatul, clarificare, bucurie sau bucuria unor clarificări. Iar în pliculețul cu inimă mov, vei afla ceva ce te va elibera de trecut. Și septembrie. Luna septembrie. Probabil se întâmplă ceva în luna august ca luna septembrie să fie finalizată situația. Dar o să încep așa prin a extrage un, două, trei mesaje călăuză, depinde câte vor să se extragă, pentru luna, îmi vin în minte lunile aprilie și ianuarie. Le-am zis, mi-au venit în minte, poate cine știe, vă determin să rezonați cu această etalare. Mesaje călăuzitoare pentru luna august, pentru voi, dragii mei, peștișori. Predispozițiile lunii. Ok, un mesaj avem. Încredințează-te divinității. Practic nu prea mai aveți ce să faceți ca acțiune. De exemplu, există un moment în care trebuie. Este bine să lăsați planurile în mâna Domnului și Domnul lucrează pentru voi. Dați timp timpului, cum spunea o minunată și dragă urmăritoare acestui canal. Nu uitați că Universul are un anumit timp de împlinire acestor dorințe. Practic, nu va mai trebui să faceți foarte multe lucruri, pentru că sunt lucruri care nu mai depind de voi. Adică, dacă vreți să vă angajați, probabil că ați trimis CV, ați fost la interviuri, dacă vreți să vă deschideți o afacere, ați depus dosar, ați obținut licențe, etc., etc. Dacă vreți să vă înscrieți la niște cursuri, le-ați făcut, ați dat examenul, sunteți în așteptare. Adică, din acest punct de vedere,
nu mai aveți ce să faceți decât să așteptați ca lucrurile să se întâmple atâta timp benefic spre binele vostru cel mai înalt. Ia să vedem, inclusiv în iubire, că uite și cred că v-ați dus pe partea aceea cu planul iubirii, de ce spun că nu mai aveți ce să faceți? Pentru că Universul știe ce aveți nevoie. Dumnezeu știe ce, cum să vă zic, că, ce vreți voi și ce este mai bun pentru voi. Știți? Și de ce spun acest lucru? Pentru că august și septembrie, că vedeți, nu degeaba a ieșit și această lună, august și septembrie sunt niște luni extrem de importante care au legătură cu planul iubirii. Două luni, două săptămâni, de zic două luni, până în două luni, o relație crește din ce în ce mai mult, că poate ați întâlnit deja pe cineva, sau nu, dacă sunteți singuri, vă apropiați din ce în ce mai tare de o persoană, după care o să și adică dețin dragoste, o să și vă o să vă și îndrăgostiți, iar o relație pe care o aveți, dacă sunteți cuplu, de exemplu, devine din ce în ce mai solidă. Este vorba despre o relație care pleacă din punctul de prietenie și evoluează până la o conexiune spirituală. Asta înseamnă că sunteți pe aceeași lungime de undă, pe aceeași frecvență. S-ar putea că dacă încă nu cunoașteți această persoană, să-i fie emis deja în univers dorința de a întâlni o persoană pe aceeași lungime de undă cu voi, cealaltă persoană să-și fi pus aceeași dorință, iar universul să vă întâlnească, să facă în așa fel încât să vă întâlnească. Că de asta spun, universul știe ce aveți nevoie. De asta nu mai ține de voi, ci doar să așteptați aceste luni. Nu mai spun că relația asta pe care o aveți sau care crește, care trece la un nivel următor sau dacă cunoașteți această persoană, este o relație care se dezvoltă armonios, este poate mult peste așteptările voastre sau este exact ceea ce vă trebuie, că tot repet chestia asta, în ideea în care ați avut în trecut o relație care s-a soldat cu un eșec emoțional și ați crezut sau credeți că nu mai întâlniți niciodată o relație ca aceea sau nici nu mai aveți chef să începeți alta. Ei bine, relația asta este mult peste. Adică relația aceea cu eșecuri emoționale v-a pregătit, de fapt, a fost într-un fel de tabără, într-un cantonament, vă pregătește pentru ceea ce urmează. O relație cu o dragoste mult mai profundă, care se bazează pe înțelegere, pe respect reciproc sau... Dacă ea există, toate aceste lucruri se solidifică sau cresc sau energia crește din ce în ce mai mult. Deveniți din ce în ce mai puternici. Relația voastră crește din ce în ce mai mult și se stabilizează din ce în ce mai mult. Dacă sunteți într-o relație care vă provoacă, această carte, acest mesaj vorbește că nu este încă cazul, virgulă, cazul să renunțați. Pentru că mai este speranță. Acum nu vă spun, eu spun exact această carte. Bine, scrie în engleză, dar mă rog. Despre asta este vorba. Adică dacă, bine, v-am zis, evităm cazuri patologice, înșelătorii, adică, mă rog, cazurile acelea grave, nu vorbim. O relație care vă provoacă pur și simplu, suișuri, coborâșuri, blocări, deblocări, dar există sentimente, există atracție, există cevaul acela. Și vă vine să puneți capă, să ștergeți persoana respectivă, să o blocați, să nu vă mai gândiți, să faceți voi primul sau prima mișcare către blocaj, către nevorbit, către nervi și stres. Dacă sunteți așa în dubiu, nu faceți voi primul sau prima pasul. Lăsați lucrurile așa. Abandonează-te divinității. Pentru că încă mai este speranță. Mai ales dacă vorbim despre starea conflictuală din punct de vedere al relațiilor sentimentale. Dacă v-ați certat cu iubitul, iubita. Dacă v-ați ciondănit, certat, nu vă mai vorbiți. Ia uitați ce frumos. Ei bine, se va găsi, dragii mei, dragile mele, o soluție clară la o problemă în care sunteți în conflict cu cineva. Aveți cornul abundenței. Fericire maximă. O bucurie de nedescris.
mai ales dacă aveți în jurul vârstei de 53, 35, 45, 54 de ani. În jurul acestor vârste și vârstele respective. Prosperitate, abundență, minunatul Arhanghel Ariel vă ajută să duceți la îndeplinire toate proiectele și aspirațiile voastre, evoluați, găsiți toate soluțiile pentru, sau Universul găsește o soluție sau soluții miraculoase în descifrarea unui conflict în care vă aflați, sau o situație cel puțin personală. De asta spuneam că nu mai e nimic ca voi să faceți. Ce ați făcut e bun făcut. Dar, ce să vă zic, una peste alta se găsesc soluții de unde nu e, așa că nu luați pe nu drept răspuns, pentru că nu există în vocabular și nu există în vocabularul, în ghilimele de rigoare, al Universului. Universul nu știe să spună nu. Gândiți-vă la o situație aproape particulară, gândiți-vă la o situație personală și haideți să vedem ce mesaj aproape personal primiți din partea minunaților îngeri și călăuzitori spirituali. Dacă are legătură cu ceea ce am spus eu aici, cu atât mai bine. Dacă nu, sunt sigură că veți ști ce să faceți cu acest mesaj. Ca semne zodiacale importante cu care veți intra în contact, sunt șanse foarte mari să vorbim despre geme, despre fecioară, despre săgetător, asta în cazul în care vă îndrăgostiți. Stați să vedem, au fost deja două cărți, dar mi se pare că s-a mai întors una sau nu. Vedeți? Reconsiderați-vă poziția, nu luați voi, mai așteptați, nu luați o decizie de care să vă pară rău. Încercați să aflați mai multe informații. Dacă nu aveți toate datele problemei, aș putea traduce acest mesaj, dacă nu aveți toate datele problemei, dacă nu sunteți 100% siguri sau sigure, nu luați o decizie de care ulterior să vă pară rău. Din punct de vedere al sănătății, nu vă grăbiți să luați decizii în luna august. Pentru că în septembrie veți avea niște realizări și niște bucurii, mai ales în plan profesional, dar și cât mai ales în plan personal. Din punct de vedere al sănătății, nu cred că sunt probleme nici la voi, nici la apropiații voștri. Cred că ați fi singura zodie în care nu se extrage nicio carte, pentru că așa am hotărât, cel puțin din punct de vedere energetic, în planul iubirii, am spus că îmi doresc foarte tare să se extragă, au căzut multe. Deci nu cred, o să mai încerc o dată, nu sunt probleme sau nu știu dacă sunt, nu știu, nu vrea. Pentru pești, luna august, din punct de vedere energetic, planul sănătății. Nu știu de ce nu se extrage, nici nu forțez, nu pot, nu forțez nota. Nu forțez nota, dragii mei, Doamne ajută! Doamne ajută, peștii sunt beton. Din punct de vedere al sănătății, sunteți beton. Nu știu de ce nu s-a ales, nu insist, nu forțez mâna. Asta este mâna destinului. Zic, Doamne ajută și merg mai departe. Acum, cazuri particulare, nu știu. Că sunt, că nu sunt, nu mai ține de mine. Sau n-ar trebui să aveți probleme. Despre asta este vorba. Trecem la planul iubirii. Păi dacă aveți parte de atâta dragoste, măi dragilor, și cornul abundenței, din punct de vedere al iubirii, iată o vindecare. Vindecare a unei conexiuni. Acum, cred că este vorba despre foarte multe persoane care se gândesc la o persoană cu care au avut un conflict, certuri, cum spuneam mai devreme, un du-te vino, blocaj de blocaj. Deci nu lați această decizie de a pune capăt înainte, pentru că este vorba despre vindecarea acestor greșeli ale trecutului. Povestea voastră de iubire vă va transforma eminamente viața, prin vindecare a unor lucruri care nu s-au spus.
Este vorba despre întâlnire, este vorba de consumarea acestei relații și la nivel intim. O să văd imediat și despre planul intim ce pot să spun. Poate să fie și exul sau poate să fie vorba de un cuplu care trece la un alt nivel. Cum spuneam la începutul etalării, deveniți din ce în ce mai apropiat sau legătura voastră se solidifică. Fundația voastră este din ce în ce mai zdravănă. Pentru că, virgulă, cad niște măști, cineva alege, cum se va face vindecarea asta, că de-aia mă gândeam cum se va face vindecarea, cineva alege sau ambii alege să vă spuneți clar unul altuia ce doriți de la voi. Nu mai sunteți în măsură sau relația voastră nu mai este cazul să fie luată sau analizată din punct de vedere al jucăușeniei, imaturității, copilăriei, vai, dacă nu mă sună el, nu sunt nici eu, sau dacă sunt eu, sau aici văd o relație matură. Și atunci cad aceste măști și sunteți foarte sinceri unul cu celălalt. Relația se va vindeca prin sinceritate. Fără a avea frică că nu ți se răspunde cu aceeași monedă. Te iubesc, iar celălalt să spună, da, știu. Ca în Star Wars, nu? Am un lapsus, că nu mai știu cum îl cheamă pe Harrison Ford. Da, n-am nici nepotul lângă mine, da. Da, mă rog, ea îi spune ei, mulțumesc, și celălalt îi spune, ok, I know, da, știu. Deci nu așa, și atunci să spuneți, ia să-l ștergă de pe fața pământului. Nu, este o relație asumată, o relație pe care este asumată de ambele părți. Și de ce ați ajuns în momentul ăsta? Pentru că nu v-ați arătat adevăratele sentimente, v-ați ascuns unul de celălalt ce simțiți, de frică, de teamă, de exact ce am spus mai devreme. V-ați pretins foarte mult ceea ce nu sunteți și de o parte și de cealaltă, astfel încât lucrurile au mers către deziluzie, decepție, blocare, necomunicare. Dar toate aceste emoții cad, se îndepărtează și momentul în care veți fi unul în fața celuilalt, în aceste două luni, vă veți spune unul altuia ce vreți și ce doriți. Cineva ar putea să aibă un semn pe obraz, el, poate, voi, o alniță. Sunt și persoane care sunt brunețele cu ochii negri, ei, părul foarte scurt sau fără păr sau creț, foarte creț. Inimioarele ne spun așa. În primul rând, este imperios necesar să examinați tot ceea ce v-a dus către această decepție. Amândoi, să începeți măcar de aici, ca recomandare. Este important, în momentul de față, să vă retrageți un pic. Vedeți că nu degeaba a ieșit acest mesaj, încredințează-te divinități, încredințează-ți planurile divinității. Este important să te retragi puțin înapoi. Să te retragi, adică să faci un pas înapoi, să nu mai plusezi, să lași lucrurile în voia sorții, natura să-și urmeze cursul și dacă simți nevoia, încearcă să te bucuri de toată această perioadă în care e singur sau singură. În loc să te focusezi pe celălalt sau să te gândești, să-ți faci scenarii la ce spune sau ce ar spune celălalt, încearcă să te dăruiești ție. Nu te mai gândi nici la ce spune celălalt, nici încearcă să te dăruiești. De ce? Pentru că voi doi sunteți suflete gemene. Și pasiunea voastră renaște ca pasărea Fenix din propria cenușă. Mie mi se pare că este vorba despre o pasiune care începe. Dar aveți aici și împăcare, aveți renaștere, aveți revenire sau relația merge, cum spuneam la începutul etalării, către un nivel următor, dacă nu vă mai cantonați de detalii, nu vă autosabotați această relație. Ce să vă mai spun decât că aveți fluturași în stomac și știți lucrul acesta, îl intuiți, pentru că în adâncul inimii voastre, voi știți deja răspunsul la situația voastră. Faceți exact ceea ce considerați că este bine pentru voi.
Din punct de vedere al intimității, acum dacă nu o să reușesc să vă arăt cartea, nu vă supărați pe mine, pentru că nu vreau să vă lezez niciun fel sentimentele. S-ar putea să fie nuditate explicită și atunci încerc să doar să vă explic despre ce este vorba în această carte. Algoritmii YouTube-ului sunt extrem de severi și nu aș vrea să nu mai aveți parte de informații. Așa, bun. Păi, vezi, câștig de cauză sau câștig sau persoana respectivă din punct de vedere intim s-ar putea să vă dorească foarte mult. În primul rând, din punct de vedere, nu pot să vă arăt cartea. Din punct de vedere intim, că tot spuneam despre faptul că există acea variantă să fi consumată această relație, dacă nu, treceți la nivelul următor cu a consuma această relație cu foarte multă pasiune și foarte multe noutăți, spontaneitate, cum să vă zic, și nu numai spontaneitate, s-ar putea să fie lucruri noi în relații intime, să zic așa. Faceți cu această persoană ceea ce nu ați făcut, ori nu ați făcut niciodată, ori emoțional. Învățați împreună nu numai dragoste fizică, cât și dragoste de la suflet la suflet. De sar sunt toate șansele să mergeți mai departe. Și din punct de vedere intim. La ce ar trebui să fie peștișorii atenți? Sau să țină cont? Sau să fie mulțumiți? Avem așa. Să nu vă fie frică de schimbare, să nu fiți indeciși și să nu puneți restricții. Ar trebui să luați în considerare faptul că nu e bine să rezistați schimbării. Vedeți că de asta încredințează-te divinității. Să evitați tragedia, să evitați să faceți din țânțar armăsar și să considerați că această relație sau ceea ce vi se întâmplă este inevitabil. Încercați să evitați pierderile, adică să pierdeți pe barba voastră. Pentru că sunt foarte mulți pești care au tentația de a tăia absolut tot, pentru că dacă nu se întâmplă cum vor ei, mai bine nu. Haideți să vedem acum și un obiectel lămuritor. Oh, ia uite aici. Excursii, faceți excursii, călătorii. Și săpați foarte adânc. Poate sunteți și vărsători pe aici. Săpați și balanță, vărsător balanță, fecioară. Săpați foarte adânc în relația voastră, astfel încât să vă aduceți aminte că nimic nu este întâmplător. Energia generală a lunii august pentru peștișori. Mulțumire, o să fiți foarte mulțumiți. Dacă nu dați cu barda, mai ales dacă vă aflați la o răscruce de drumuri, dacă așteptați, lăsați lucrurile să se desfășoare în mod natural, veți avea de ce să mulțumiți și de ce să-mi mulțumiți, glumesc. Dragii mei, îmi doresc foarte tare să aveți parte de acest corn al abundenței în luna august, pentru că este o lună foarte importantă. În unele cazuri și pentru unele semne zodiacale poate să fie o lună decisivă. Dacă puneți mai mult accent pe rațiune, vedeți că și la voi pește, nu ridicați primul sabia, bazați-vă pe intuiție și pe logică și pe rațiune pentru a avea parte de acest corn al abundenței. Pentru că îl veți avea. Deschideți-vă inima, sufletul cu încredere că divinitatea va găsi o cale și că lucrează doar pentru binele vostru cel mai înalt. Eu vă pup, vă iubesc, să aveți o lună perfectă. Cu ce vreți voi, cu vacanțe, cu soare, cu căldură, cu relații, cu multă, multă iubire, cu multă, multă sănătate. Numai bine, dragii mei! Pa, pa!